Având consecințe deosebit de grave, hipertensiunea arterială este una dintre cele mai răspândite probleme de sănătate. Se estimează că peste 1 miliard de persoane suferă de această boală la nivel mondial, dar mulți o ignoră sau uită să-și ia medicamentele. O metodă revoluționară de a trata această afecțiune fără pastile este eliminarea sau reprogramarea receptorilor care transmit informații despre tensiunea arterială către creier. Intervenția se realizează endovascular, iar rezultatele sunt permanente. Hipertensiunea arterială reprezintă o afecțiune din sfera cardiovasculară ce constă într-o presiune crescută a sângelui arterial pe parcursul unei perioade mai îndelungate. Acest fenomen conduce în timp la deteriorarea pereților vaselor de sânge și astfel la apariția altor probleme de sănătate. Din punct de vedere medical, 80% dintre cazuri sunt cele de, se cheamă hipertensiune primară, adică fără o cauză determinată, cunoscută, pe care o putem identifica. Însă în spatele acestei, să spunem, necunoscute, stă stresul, oboseala, viața dezorganizată, tot ce nu facem corect în viață și care duce ca mecanismele de reglare a tensiunii din corpul uman să se deregleze. Și atunci descoperim că avem tensiune. Deși este cel mai important factor de risc pentru bolile cardiovasculare, de foarte multe ori pacienții nici nu știu că suferă de hipertensiune arterială. De aceea, afecțiunea mai este numită și asasinul tăcut. Uneori, poate să nu dea simptome. Pacientul să aibă o tensiune mai mare decât normal, ceea ce afectează inima, creierul, vasele de sânge, dar să nu o perceapă. Când tensiunea atinge valori importante, atunci poate să apară amețeală, dureri de cap, tot felul de simptome care ne atrag atenția că ceva nu este în regulă. Hipertensiunea este importantă nu atât prin simptomele date, ci prin efectele sale, pentru că este principala cauză de mortalitate. Ea conduce la infarct miocardic, la accident vascular cerebral, la insuficiență cardiacă, la insuficiență renală, adică inima, rinichiul sunt afectate și nu mai funcționeze corect. Tratamentul clasic presupune administrarea unor medicamente care să ajute organismul să regleze tensiunea arterială. Specialiștii estimează însă că aproape jumătate dintre pacienți ignoră sau uită să-și ia pastilele, ori urmează un tratament ineficient. Din păcate, sunt două mari probleme. Una este că aproape 50% dintre pacienți nu și-au tratamentul sau nu și-l iau corect. Evident că un tratament pentru hipertensiune este pe viață. Trebuie luate aceste pastile, trebuie luate zilnic, tot restul vieții. Și atunci, aproape jumătate dintre pacienți, fie nu le-au deloc, fie le iau parțial. Mai uită, mai nu le iau corect și atunci nici efectul lor nu este cel așteptat. Cum spuneam, jumătate dintre pacienți nu își iau pastilele. Din ceilalți care își iau tratamentul, încă vreo 30% nu au un tratament eficient. Asta face ca per total 80% dintre pacienții hipertensivi să nu aibă un tratament medicamentos eficient. Pacienții care nu doresc să fie dependenți de pastile sau pentru care tratamentul este ineficient au acum la dispoziție o metodă revoluționară de reducere a tensiunii arteriale. Denervarea arterelor renale presupune o intervenție minim invazivă la nivelul rinichilor, în cadrul căreia sunt reprogramați receptorii de presiune din organism, adică receptorii care au rolul să citească și să regleze nivelul tensiunii arteriale. Această metodă ne permite să navigăm de la nivelul brațului sau piciorului printr-o procedură minim invazivă. Pacientul este treaz, nu are durere, nu e nevoie de anestezie, nu e nicio incizie sau tăietură. Navigăm de la nivelul brațului sau piciorului cu un cateter, cu un tubuleț foarte fin, până la nivelul arterelor renale. În peretele acestora există anumiți receptori pentru
presiune, baroreceptori, pe care cu o sondă specială îi modulăm, le modulăm activitatea. Îi recalibrăm astfel încât semnalele transmise de acolo către creier să fie unele corecte, pentru că la majoritatea pacienților studiile, cercetările au arătat că semnalele trimise de baroreceptorii din arterele renale către creier sunt eronate. Sunt semnale de genul tensiunea e mică, fă ceva să creștem tensiunea, când de fapt tensiunea e normală și atunci mesajul, răspunsul creierului vine, creștem tensiunea și pacientul devine hipertensiv. Procedura este una extrem de eficientă și permite reducerea tensiunii sistolice în medie cu 20 de milimetri, ceea ce scade cu un sfert riscul de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral, iar efectele sunt vizibile în decurs de numai câteva săptămâni. Procedura se adresează câtorva grupe de pacienți. În primul rând sunt pacienții cu risc major. Sunt pacienții care au tensiune mare, importantă, ce iau o mulțime de pastile, 3, 4, 5 pastile pe zi pentru tensiune și care totuși au tensiune. Medicamentele nu fac față. Ok. Aceștia au nevoie și de o altă soluție și atunci procedura endovasculară de denervare renală este o soluție salvatoare pentru dânsii. Apoi există pacienții care nu tolerează, care au efecte adverse la medicamentele prescrise și atunci sigur că efectul nu poate, tratamentul nu este posibil să fie administrat. Există și pacienți și sunt mulți, după cum spuneam, care nu sunt complianți, adică nu și-au tratamentul și care ar prefera să facă o procedură de o jumătate de oră și apoi restul vieții să aibă o tensiune redusă cu 20 de milimetri cu mercur decât să înghită pastile în fiecare zi. Intervenția durează aproximativ 45 de minute și se efectuează sub anestezie locală. Perioada de internare variază între 24 și 48 de ore, timp în care vor fi efectuate analize, investigații și procedura de diagnosticare și tratament. Apoi, pacientul poate reveni la viața de zi cu zi.